Dragii mei, îl avem alături de noi pe Claudiu Miron. Bine ai venit, Claudiu, lângă noi. Bine v-am găsit și mă bucur că m-ați invitat. Mulțumesc de invitație. Înainte să vorbim, eu m-am gândit ceva mai devreme și aș avea pentru domnul Nicu o întrebare. Ați spus, și nu te supăra, te rog, ați spus dumneavoastră că... Nu, e pur și simplu o curiozitate de-a mea. Ați spus că ați început cariera, oarecum, de la vârsta de 4 ani, după care... Pe caramele. Pe caramele, da, nu e nicio problemă. După care presupun că după la 10-15 ani ați început cu evenimente, da, în intervalul ăsta, 10-15. Întrebarea mea e următoarea. A existat, fiindcă aveți o carieră lungă, absolut, e normal să vă întreb, a existat asemenea pandemiei vreo altă perioadă în care muzicanții nu au putut să-și desfășoare activitatea de-a lungul timpului? Nu, nu mi-aduc aminte. Asta e singura problemă gravă, cu adevărat gravă, pe care o întâmpin. Atât eu cât și voi și toți care suntem în ziua de azi. Am înțeles și fiindcă vorbeam... Am auzit de la bunici, că a fost înainte, ce a fost ciumă, holeră și alte grozăvii. Dar în generația actuală nu au fost probleme de genul ăsta. Nu. Claudiu, fiindcă vorbeam de carieră, cât de lungă este cariera ta? Estimativ așa. Cum ai debutat? Păi, ca să... Ce mi-aduc aminte cum am debutat eu prima dată pe scenă, datorită lui mama mea, mă auzea prin casă, cântam, maica mea tot așa a cântat, taica mea la fel au cântat, părinții mei au cântat, da. E bunicii, e din am înțeles, e străbunici, din așa, din tată fiu am mers cântarea. Și pe la vârsta de 14 ani, 13-14 ani, m-am apucat să cânt, m-a luat maica mea la restaurant unde cânta cu tata, cânta la un restaurant și să încep să prind și o experiență. Încet, încet, un an, doi și... După care am început să fiu pe cont propriu. Singur cu nunțile mele, eu luam evenimentele. Am fost și un copil mai norocos și foarte, 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 cel mai important, foarte serios. Deci ai fost totodată și artist și impresar. Da, eu angajez evenimentele, eu personal mă ocup de mine. Nu pot să spun acum că am sute de evenimente anual, dar avem undeva la 60-70 de evenimente anual până în pandemia aceasta aveam pe an. Eu mă ocupam de mine, eu mă ocupam de băieți, de formație, totul ce ținea pe scenă era numai de la mine. Și cât de greu ți-a fost să pui toate lucrurile cap la cap? Presupun că ai avut un ajutor și din partea familiei, nu? Pentru că, fiind oameni cu experiență, ți-au finisat multe chestii pe care... Am avut ajutor din partea părinților referitor la muzică. Am avut ajutor, dar așa singur ce am... Pe drumul care am pornit eu mi-am făcut curaj singur, eu mi-am luat toate hotărârile, tot ce am făcut a ținut de mine. Deci toată partea logistică și contabilă le-ai făcut de la... Tot absolut de mine, da. Și în primul rând, ca să dai înainte... Și un pic de noroc, așa cum ai spus. Și da, ți-am mai spus și un lăsat de la Dumnezeu, așa poate. Am norocul meu și pătrățica mea, știi cum se spune. Fiecare avem o pătrățică. Eu așa am fost iubit, ales de Dumnezeu, că suntem 5 frați la părinți, între care, să zic așa, eu am fost ăla mai răsărit. Și cu minte, n-am avut nici probleme și mi-a dat Dumnezeu noroc de bani. Mi-am ajutat și frații și părinții, le-am făcut și lor tot ce am putut. Așa e bine. Domnul Nicu, spuneați noastră ceva legat de noroc. Din punctul meu de vedere, norocul este intersecția dintre șansă și pregătire. Da, într-adevăr, dar dacă ești nepregătit, nu-l poți numi noroc. Înseamnă că ai fost pregătit să întâmpini orice șansă ți s-a ivit și ai profitat de fiecare ocazie. Da. Am profitat de fiecare ocazie cu limită, adică nu puteam să fac nici gesturi sau să păcălesc oamenii. Domne, hai că m-a sunat o nuntă, dau un exemplu, pe 23 august și eu aveam evenimentul lor de 6 luni de zile, asta nu puteam, asta nu numesc noroc, asta numesc păcăleală, că dacă mai m-a sunat a doua nuntă să o iau pentru o arvună de câteva sute de euro, asta înseamnă că... Vezi, m-am referit la cu totul și cu totul altceva, nu vorbeam de partea monetară, vorbeam de faptul că atunci când ai avut șansa să cânți și să-ți etalezi talentul, ai fost și pregătit în sensul ăsta și uite că a ieșit bine, deja da. Ți-ai format un renume. Deci nu mă referam la partea monetară pentru că presupun că pe nimeni nu interesează partea monetară, cât te interesează partea artistică. Aici nu suntem emisiune de contabilitate, dragii noștri. Da, venit din familie de muzicanți de lutar, da, am avut așa, poate să zic, din un suport. Geneză, un sprijin. Am înțeles, un repertoriu și tot ce trebuie. Că, ia spune și mie, te rog frumos, cum ți-ai format repertoriu? Că știu că asta e, de fapt, munca cea mai mare a artistului, să aibă un repertoriu bine pus la punct și totodată, ca artist, nu ești numai cântăreț, trebuie să fii și un om de scenă, să ai și prezența aia. Cum se formează lucrurile astea? Cum le construiești? Cum le finisezi? La început, când am început,
când am dat drumul carierei mele ca și lăutar pe scenă, aveam emoții, clar, nu, să stai să cânti în fața publicului chiar de 70 de persoane, chiar de 700 de persoane, ai emoții când stai să cânti și mai ales primii ani. Aveam emoții, dar încet, încet am prins încredere în mine, trebuie am căpătat rutina. Experiență, rutină și încet, încet, acum e o joacă. Mă duc la o nuntă de, cum am cântat, de exemplu, la Dragodana, o nuntă de 800 de persoane, mi-era drag, adică chiar îmi făcea plăcere. Că când dansau o parte din invitați, stăteau ceilalți jos, când ieșeau ceilalți. Deci făceau cam cum facem noi aici cu rândul, când artistul se odihnește, chiar cântă celălalt artist. Nunțile astea mari chiar îmi plac, bine, toate nunțile sunt frumoase, dar unde atâta lume multă invitată la o nuntă, e frumos, că e atmosferă tot timpul. Și încet, încet am căpătat, referitor la întrebarea ta, am căpătat încredere în mine, mi-am făcut curat singur, nu m-a îndrumat nimeni, nu m-a luat nimeni de la spate, fă așa, fă așa, totul ce ține de cariera mea artistică, numai de mine. Deci ai învățat exersând și greșind, că și greșeala face parte categoric, din activitățile normal, de zi cu zi. Greșeale omenească și clar, au fost momente unde am greșit și m-am remediat singur. Important e că mi-am dat seama, bă, unde am greșit, ce nu a fost bine. Și am zis, data viitoare nu mai facem așa, să încercăm. Nu poți să le știi pe toate fără să te ajute nimeni. Eu mi-am făcut și singur un album, maica mea s-a ocupat de mine, mi-a făcut piesele toate, piesele. Și încet, încet pot să spun așa că, virgul, ajutorul lui Bunul Dumnezeu, după o perioadă de câțiva ani de zile când am început să cânt, am început să culeg și roadele și mi-a dat Dumnezeu în așa fel încât să am cât îmi trebuie, legat, cât mi-ajunge. Legat de greșeală, știm cu toții că a greși e omenește și presupun că fiecare artist are ceva greșel la primul eveniment. Și fiindcă am adus primul eveniment în discuție, descrie-ne și nouă, ce ai simțit la primul eveniment? La primul eveniment la care ai fost înconjurat așa de o mulțime de oameni care erau numai ochi și urechi spre tine. Mi-aduc și acum aminte și momentul de față. La primul eveniment eram cu părinții mei, ca categoric, m-am dus pe scenă să cânt în fața oamenilor, m-am dus cu părinții mei. Aveam 13-14 ani și eram un copil, nu? Și mi-aduc aminte, eram la o nuntă prin Prahova. Eu, normal, din Dâmbovița mă trag, dar stau aici la Pitești de 20 ceva de ani. Și am fost la o nuntă prin Prahova, unde erau foarte mulți invitați. Deci, ce spun eu acum, sunt vreo 25 de ani, 27 de ani chiar. Și am început să cânt și am cântat eu atunci. Mi-aduc aminte și melodia care am cântat o melodie de mamă. Și am început să iau șpagă numai și numai dolari. Câte $10, $20, $10, $20. Deci, în prima când am deschis microfonul și am început să cânt această melodie de mamă, am luat dedicații numai și numai dolari. Au rămas și părinții mei șocați și eu eram și timid și rușinos. Oamenii mă chema să le cânt că le plăcea ceea ce le plăcea o melodie. Și eu eram timid, eram și fricos. Tata lângă mine și încet, încet așa am căpătat experiență să pot să... Deci ai avut marele noroc ca prima experiență să fie una foarte frumoasă foarte și peste frumoasă. Așteptări, că nu te așteptai... Nu mă așteptam nici de cum, nu mă așteptam. Păi am stat la nuntă atunci, mi-aduc aminte până dimineață. Le-am cântat la oameni și în afara căminului, ca cu 20 ceva de ani, era la cămin, ne-am oprit, am mai cântat cu taică-miu la rece, le-am mai cântat câteva melodii acolo. Ce zi, stați că vă arăt eu acum. Stați că vă arăt eu, da. Și de cine ai fi avut așa, în cazul în care ceva ar fi mers prost, de cine ai fi avut cea mai mare rușine? De părinți că te-au introdus pe scenă sau de public care ar fi fost nemulțumit? Nu, de părinți, nu, că eram obișnuit cu părinții stând în casă și m-au luat, ei m-a învățat primii pași spre muzică. Teamă, rușinea așa, să zic, gena era de invitat la masă, invitații care pe la nuntă. Așa, da, o emoție. O emoție. Aveam o emoție, că ți-am mai zis și mai devreme, să stai să cânti față, oameni, e o puțin, la început, ai o emoție, o genă. Dar încet, încet, cu timpul cântând de la 13-14 ani, cred că am cântat câteva mii de nunți până momentul de față. Și capeți experiență, chiar și din greșeli. Mai ales dacă a fost stimulat și cu dolarei. Dolari și mări și ce mai era la acel timp. Bine, am început cu dreptul. Au fost momente când am cântat și am stat cu prieteni și adică am cântat pe caramele, am cântat pe struguri, dar nu aici e problema. Am fost momente unde am fost la prieteni invitat să cânt la prieteni și care le-am spus, bă, nu mai vreau bani. În momentul de față nu mai dați bani, pentru că până la o anumită oră luasem foarte mulți bani. Și pagă colegul meu, Doru, știe, Govioară, deci luasem bani foarte mult și le-am spus, dacă vreți să vă mai cânt, nu mai dați bani. Eu am chestia asta, nu neapărat trebuie să stau la om,
când văd un om că începe și dă dedicație, să stau, știi cum mai zic unii, bă, hai că stăm pe el. Nu neapărat. Eu nu pot să iau de la omul la toți banii. Că îi zic o dată de două, trei ori și nu vrea el, e treaba lui. Dar am avut momente când eu am refuzat banii. Pur și simplu am refuzat banii, nu mai dați bani. E adevărat. Aveam deja, era safteaua făcută și îmi zis, bă, stăm cât vreți voi, a doua zi nu când, stau data viitoare. O oprești pentru data viitoare, dacă e. Îmi place că s-a deschis discuția despre interacțiunea artistului cu publicul și am observat la toți artiștii respectul pentru public. Cred că aici e cea mai mare, sau aici trebuie finisate cele mai multe lucruri când începe o carieră în sensul ăsta. Dacă nu ai respectul, ești pierdut, ca și artist, ca și... Dar totodată există și secrete pe care poți să le ai față de public. De exemplu, eu stau și mă gândesc acum, da, eu să presupunem că sunt în public, da? Și a cântat Claudiu o melodie de mamă care i-a atins pe mulți. Poate trebuie să simți că poate, nu știu, o melodie despre băiatul meu îl poate atinge. Și da, cred că e și aici un secret al succesului în evenimentul corect, respectiv. Corect, mai eu vorbesc strict de mine și Nicu la fel, prietenul meu. Nicu are o experiență mai mare ca mea, că știu că ești și mai în vârstă decât mine. Eu am o chestie și feeling-ul acesta. Când intru la o petrecere... Deși nu par. Mă duc la o petrecere, unde mă duc la o nuntă, la un botez, indiferent, am feeling-ul acesta de... Parcă simt oamenii și simt cam ce ar trebui să le cântăm oamenilor. Simt și cu ce melodie ar trebui să dăm drumul, să deschidem seara muzicii. Simt așa, băi, ce trebuie să cântăm aici? Poate trebuie manele, da? Dar nu vreau să zic că trebuie manele și hai să dăm direct cu salam, să spargem. Nu. Încep cu melodii, poate de la Adi, de la Vâlcea, depinde și de invitat. Și o chestie asta o am așa în mine, o simt ce trebuie să cânt la invitat. Și până în momentul de față nu am dat greșit. Cu toți invitații noștri am avut, evident, întrebări care, da, s-au repetat și în situația de față și când a venit vorba de evenimente, enumerate au fost nunțile, botezurile. Da. Un lăutar sau un cântăreț sau orice entertainer, da? La ce fel de evenimente cântă? Deci care sunt toate evenimentele la care se poate cânta? Da, pentru că toată lumea aude nunți, botezuri. Care e tot setul de evenimente la care să cere... Depinde și ce experiență ai. Indiferent de experiență. Nu e fel și fel de evenimente. Am fost și la majorate, la copii. Am cântat majorate anul acesta, că fiind... Deci avem nunți, botezuri, majorate. Da, da. Și chef. M-a chemat oamenii. Dom'le, am făcut și eu un chef. Am venit acasă, lângă familie. Am fost plecat 2-3 luni. Chefurile sunt cele mai bune. Vino și eu cânt și mie, că uite, da? Sunt cu familia, copii. Te duci la om și chiar și în casă. Am cântat la om la rece sau în curte. Te duci la orice. Și în primul rând, Andrei, noi avem un job. Ăsta e un job. E o meserie noastră, da? Noi nu muncim, că dacă ne-am ales drumul ăsta să fim muzicanți, am rămas pe drumul acesta și dacă o faci bine și te implici, ai de culezura de frumoasă. Până la urmă, asta e meseria noastră. Noi mergem unde ne cheamă omul și dacă omul ne-a chemat să-i cântăm. Dacă omul m-a chemat pe mine sau pe Nicu, știe ce fel de muzică cântă Nicu, de mine știe ce fel de muzică cântă. Dacă acel om te-a sunat și a apelat la serviciile tale, înseamnă că te-a chemat să-l faci să simtă bine. Și noi suntem obligați, că ăsta e serviciul, să mergem să cântăm. Să luăm bani, să ne întoarcem cu bani la copii. Deci din ce am înțeles acum, se cântă la tot felul de evenimente, absolut, inclusiv petreceri private, zile de naștere, zile de nume și așa mai departe. Ăsta e un semn că, într-adevăr, muzica e una din ariile care nu vor muri niciodată. Așa sperăm, că acum, după situația asta cu acest virus, la nivel mondial ce se întâmplă, așa, dar eu ca să nu omorâm atmosfera cu virusul, păi nu, și fiindcă am vorbit de muzică... Au ieșit medicamente pentru COVID. Da, paracetamol. Paracetamol, aspirină... Și n-am mai învățat axintetăria. Și băi fierbinte. Băi fierbinte.